Bine, v-am găsit la o nouă emisiune Dincolo de ceea ce știm. La mulți ani, femeie, fie că ești mamă, prietenă, șefă, angajată, soră, iubită. Dincolo de aceste roluri, poziții sociale, ești tu, femeie. Întoarce-te la tine în fiecare zi, în fiecare oră, minut. Nu uita de tine și chiar de ai uitat, adu-ți aminte că a fi femeie într-o viață de femeie este în primul rând despre a fi. Azi, împreună cu Ramona Gherasim, psiholog și facilitator Constelații Familiale, vorbim despre identitatea feminină și energia feminină de care noi dispunem ca femei. La mulți ani, Ramona! La mulți ani, femeie! Și bine te-am regăsit! Bine te-am regăsit și îți mulțumesc pentru că ai ales să împărțim această zi minunată împreună. Da, chiar e un moment frumos. Așa este și să-l onorăm împreună cu telespectatoarele noastre și cu telespectatorii, firește, dacă vor să ni se alăture. Uite ce bine ai început, așa cu un oftat. Da, este un gest de relaxare. Avem nevoie de acest oftat atunci când suntem femei? Ne așezăm cumva în energia noastră feminină atunci când oftăm? Aș zice că atunci când ne relaxăm, mai degrabă. Oftatul care duce înspre relaxare, nu orice. Da, este, știi, când expirăm profund, liber, automat, asta generează și o stare de relaxare, așa că de ce nu? Am ales împreună să vorbim despre a fi femeie, despre identitatea feminină, dar și despre energia feminină de care noi dispunem ca femei și pe care uneori nu o transmitem. Este paradoxal cumva, deși suntem femei, arătăm ca niște femei, dar nu ne comportăm. Sau mai degrabă nu emanăm energia feminină. Am zis așa, la modul general. Se întâmplă. Poate, nu știu, poate ni se întâmplă fiecăruia dintre noi, măcar o dată în viață, știi? Să nu dispunem de această energie. Aș vrea să te întreb, Ramona, ce înseamnă identitatea feminină? Adică, mai exact, când spunem femeie, la ce să ne raportăm? La a fi femeie. Așa cum simți tu acum să ne spui. A fi femeie, cel puțin în acest moment din viața mea, Da. Este o întreagă călătorie. Și cumva este dincolo de atribuții sau calități de bifat pe o listă, dar ajută să ne aranjăm, ajută să avem grijă de noi. Dar a fi femeie este, în primul rând, e un fapt, e un adevăr, pe care uneori am învățat de micii copile. Am învățat să-l ascundem sau pur și simplu nu am învățat cum să-l accesăm. Nu am învățat ce înseamnă să fii femeie, de fapt. Care este puterea unei femei? Care este forța ei? Sunt întrebări pe care, cel puțin, eu le-am explorat în viața de adult, nu în niciun caz înainte. Și pe care le văd cumva că vin inclusiv la femeile cu care lucrez, pentru că e o căutare. La început de viață ne construim identitatea de femeie prin exemplele pe care le avem. Mama, bunica, mătușa, vecina. Și ne construim această identitate fie prin așa, da, vreau și eu să fiu ca ea, vreau și eu să fiu ca vecină, vreau și eu să fiu ca mama, vreau și eu să fiu ca bunica. Sau așa nu. Indiferent că îmi construiesc identitatea de femeie prin așa da sau așa nu, reperul este în afară. Reperul de feminitate este în cealaltă persoană. Iar asta funcționează o vreme, până când la un moment dat ne întâlnim cu situații de viață, relații, sunt femeie în relație cu un bărbat. Fără, dincolo de această relație, sunt om. Sau intru în celelalte roluri. Mamă, iubită, angajată, șefă, cum spuneai tu la început. Iar la un moment dat,
cumva haina aceasta a identității pe care am stabilit-o în funcție de reperele externe începe să strângă sau să nu se mai potrivească. Și atunci abia începe călătoria aceasta de descoperire a cine sunt eu ca femeie. De fapt, cum e energia mea, de fapt, ce mă face pe mine să mă simt bine, ce mă ajută pe mine să mă relaxez, ce mă încarcă pe mine, ce mă face pe mine să mă strălucesc. Dincolo de reperele, de exemplele pe care le-am avut, fie că le-am luat cu așa da sau așa nu. Care acestea se pot schimba, nu rămân așa, nu știu, din... Absolut. Să fiu femeie înseamnă ceva la 20 de ani, înseamnă altceva la 30 de ani, altceva la 40, la 50, la 60. Ele se schimbă. Și e bine, e sănătos să se schimbe. Dacă ne-am purtat la 60 de ani ca la 20, am pierde toată înțelepciunea adunată, toată experiența adunată între timp. Să înțeleg că identitatea feminină o putem forma și prin, sau se relevă mai mult, prin aceste roluri pe care noi le avem și le arătăm în societate, în familie și așa mai departe. Se manifestă, se manifestă. Și în rolurile noastre. Eu aici sunt profesionist, în primul rând, dar sunt și femeie. Nu pot să mă las acasă. Și uite, aici, asta aș vrea să lămurim, știi? Pentru că pare foarte simplu. Da, mă uit la tine, arăți foarte frumos, ești foarte frumoasă, ești feminină, știi? Așa văd eu, din exterior. Mulțumesc! Cu drag! Acum, depinde și de tine, cum, mai ales de tine, știi? Cum te simți, dacă te simți feminină, dacă te simți așa cum arăți. Și dacă ești și femeie, dincolo de psiholog, uite ce ești acum. Acum ești și psiholog și femeie. Da, vreau să lămurim puțin, știi? Că noi tot spunem, ne întoarcem la identitatea feminină, ne întoarcem la a fi femeie. Ce-o fi asta, o fi femeie? Să fii femeie. Adică, pe lângă aceste roluri, ce înseamnă această energie? Ce transmite? Cum am putea să acționăm în această, din această energie? Uite, pot să-ți dau eu un exemplu. Zilele trecute mi-am dat seama că mi-a stat foarte la îndemână să acționez de-a lungul vieții mele din impulsivitate, din moment. Sunt omul momentului, sunt spontană de fel și îmi place să acționez cumva și într-o zonă de-asta de inconștiență, cumva controlată, nu chiar așa, oricum. Și am înțeles că această impulsivitate vine dintr-o energie masculină, de fapt. Și de ce? Am probat pe mine. Atunci când acționam din energia feminină, eram așa cumva conectată la mine, la ce simt, ce spuneai și tu mai devreme, la intuiție, la, de fapt, la ce simt eu pe dinăuntru, la ce vreau, la ce îmi place, la cum aș vrea să mă comport. Nu neapărat cum îmi vine, că poate îmi vine să mă comport din niște tipare, știi? Dar cum aș vrea eu, cum aș comporta eu, Oana, în situația asta? Și atunci am știut să fac diferența între energia feminină, pe care, uite, așa am descoperit-o eu, și energia, să zicem, masculină, dacă așa este într-adevăr această impulsivitate. Poate să vină dintr-o energie masculină, poate să vină și din energia aceea copilului, a fetiței. Da, uite, da. Care vede ceva și vrea. Și se duce acolo pentru că încă nu are acest proces de sortare, stai să mă așez în corp, să văd ce simt. Fetița, copilul se duce și... Își face de cap imediat. Da. Nu ține cont. Dacă mă întorc la ce spuneai, la ce întrebai, ce înseamnă să fii femeie sau ce este forța asta feminină, energia feminină, este... Sunt două lucruri separate. În primul rând, aș vrea să lămurim asta. Una identitatea și una energia. Dacă... Absolut. Da? Vorbim acum despre energie. Da, hai să zic. Pentru că pe această energie, în momentul în care o includem, o integrăm, ne construim, de fapt, identitatea de femeie dincolo de roluri. Iar energia feminină este, de fapt, această... Ce face energia feminină? Primește viața și o crește. Momentul în care ne putem relaxa... În momentul în care învățăm să dăm la o parte toate
măștile, zidurile pe care le-am pus în jurul acestei forțe feminine, acestei esențe feminine, care primește viața, o alchimizează și o crește, atunci ne putem așeza în centrul nostru feminin, ne așezăm în energia noastră feminină și de aici ne putem construi într-adevăr ca femei. E nevoie să învățăm să primim. Uite, și asta ar putea să facă subiectul emisiunii. Am putea să vorbim foarte mult despre cum adică a primi. Păi eu primesc, nu știu, poate un compliment. Cu adevărat? A, uite, asta este cea mai importantă întrebare. Pentru că de multe ori, și am fost acolo, da. De multe ori când nu știm să primim sau când sunt aceste ziduri de apărare, au avut sensul lor, nu e nicio acuzație sau nu e nimic greșit sau rău. Dar în momentul în care există acest buffer, acest spațiu în care nu îmi dau voie să primesc cu adevărat, un compliment vine, dar dacă nu pot să-l primesc cu adevărat, îl voi auzi, voi spune mulțumesc, dar nu am să las cuvintele respective, energia acelui compliment chiar să mă atingă și să observ ce mișcă în interiorul meu, ce atinge. În momentul în care un compliment este făcut cu toată sinceritatea și îl primesc și îi dau voie să se așeze, să atingă acea esență a mea, pentru mine personal se face liniște. E un spațiu pe care îl accesez. E pur și simplu liniște. Și îi dau voie să mă atingă. Și de acolo vine un răspuns. Chiar fie el și în tăcere. Chiar și în tăcere. Sau exprimat în cuvinte, un mulțumesc care vine dintr-o zonă de liniște, de deschidere, sună altfel decât mulțumesc. Câteodată exprimăm mult mai mult prin limbajul acesta non-verbal decât prin cuvinte. Da. Este dincolo de cuvinte, acel limbaj. Da. Feminin. Și de ce am vrut să ajung aici? Sensibilitatea aceasta pe care noi o manifestăm. Și dacă în loc de sensibilitate spunem senzitivitate? Sau senzitivitate, poftim. Pentru că avem această abilitate, suntem care-i cuvântul? Da. Avem această abilitate de a... Avem instalate aceste simțuri, acești senzori. Și simțim ce se întâmplă în mediul în care suntem, simțim emoțiile celorlalți, putem să simțim stările celorlalți. E o muncă să înveți să faci această cernere a ceea ce simți tu și ceea ce este din mediu. Iar apoi, în momentul în care mă întorc la acel a primi, în momentul în care pot să primesc inclusiv ce percep senzorial din mediu și dau voie să fie transformat în spațiul meu interior, păi vin și creez viață. Iar viață nu înseamnă doar copii. Uh-huh. Să creezi viață înseamnă să susțin și să cresc ideea cuiva. Sau să susțin și să cresc o afacere. Sau să susțin și să cresc... Vine acea viață și se manifestă în forma în care e menită să se manifeste. Avem aceste plântuțe lângă noi. Da. Fiecare a crescut dintr-o sămânță. Sămânța nu e a mea. Dar ce face să crească această sămânță este energia mea feminină. Energie care este ca apa, dacă ar fi să ne raportăm la elementele naturii. Și de ce te întreb asta? Suntem femei care suntem influențate, am vrut să spun, de energia celorlalți. Uh-huh. Așa cum ziceai și tu, o captăm, acea energie, o primim și poate ne influențează, ne schimbă starea noastră de spirit.
Da, spuneam și că, sau spun acum, și că există acest drum de a învăța să fac diferența între ce stare este a mea, ce emoție mi-aparține și ce emoție am prins din mediu. Și parte din această călătorie înseamnă inclusiv să mă antrenez puterea de a alege, dreptul de a alege. Pot să aleg să primesc sau pot să zic nu mulțumesc. Faptul că suntem femei sau că funcționăm dintr-un centru feminin nu înseamnă că primesc sau trebuie să primesc tot ce vine din mediu. Pot să aleg. Da, asta primesc sau nu mulțumesc. Așa este. Și ține de o igienă personală. Care este de multe ori sabotată de convingeri sau învățăminte pe care le-am primit, cum că este, nu e politicos să refuzi. Acel rol de fetiță bună, care îi mulțumește pe ceilalți, zâmbește, face frumos. Da, și nu... care... îmi cer scuze că te-am întrerupt, care când devine adult nu spune nu. Știi? Nu are acea graniță formată. Nu știe să spună, da. Nu, să-l folosească, de fapt, când ar trebui să îl folosească. Și totuși, între nu și da, este o legătură foarte strânsă. Nu putem să spunem nu, fără să spunem asociat în același timp și da. La fel cum nu putem spune da, fără să spunem în același timp și nu. Și atunci... când spun da, primesc, îmi spun da mie, spun da vieții, îi spun da celuilalt sau celorlalți, în timp ce spun da, care este nu-ul care vine la pachet, e un nu sănătos, e ceva ce îmi face bine. Sunt tot felul de întrebări, filtre, care ne antrenează, de fapt ne hrănesc discernământul. Foarte interesant. Să ne reîntoarcem la identitatea feminină, despre a primi, așa cum ai zis și tu. Și dacă ar fi să mă raportez acum la energia feminină, cum se simte această energie? Cred că asta e important pentru fiecare femeie să se așeze în ea și să descopere. Deci poate să fie diferită? La mine într-un fel, la tine într-altfel? Absolut. Pentru mine se simte... moale și mătăsos și fluid. Pentru altcineva poate se simte centrat sau expansiv. Și cum putem să ne dăm seama în ce energie suntem? Dacă ar fi să facem, există vreun exercițiu? Poate, nu știu, de imaginație sau... Îmi spuneai tu ceva ieri. Aș zice mai degrabă un exercițiu de... ce vine acum este un exercițiu de... a aduce atenția în interior și asta se face foarte ușor prin respirație, prin a urmări respirația cum intră și cum iese în mod natural, în mod firesc, din corp. Iar în momentul în care îmi dau voie să mă așez cu atenția aici, în centrul fizic al corpului, în zona pântecului, și îmi dau voie să respir aici, este o calitate, sau sunt mai multe calități pe care încep să le percep. Poate din prima sau poate după mai multe repetiții, după un antrenament. Un alt mod de a, și observ care e acea calitate, un alt mod în care putem să ne dăm seama cum sunt eu ca femeie, care este energia mea, este dacă ne gândim sau... odată ce ne-am așezat cu atenția aici în corp, dacă lăsăm să vină din amintire cel puțin 3 momente în care ne-am simțit femei, cu adevărat femei. Și uitându-mă la ce a fost în comun, ce au avut în comun aceste momente, pot să-mi fac o idee despre cum e energia mea feminină, cum o trăiesc. E un reper. Cum îmi dau seama că sunt în acest moment conectată cu energia mea feminină. Și ce e foarte interesant și observ de la
începutul emisiunii, este că am alt ritm decât de obicei în discuțiile cu tine. Sunt mult mai așezată. Așa. Da, da, da. Well. Iar eu sunt foarte curioasă. Da. Energie pe care o ducem cu noi în toate rolurile, Ramona? Da. În toate rolurile în care nu suntem, de exemplu, în momente de criză, când trebuie să luăm o decizie instant. Nu-mi permit să fiu moale și mătăsoasă când e nevoie să intervin în acel moment. O să mă reîntorc la această energie după. Dar când traversez, de exemplu, strada cu copilul meu lângă mine și el nu este atent și văd că vine o mașină, nu pot să fiu moale. Nu e momentul să fiu moale și mătăsoasă. E momentul să fiu fermă și să-l atenționez și să-l protejez. Iar asta nu fac din energia feminină. Mm-hmm. Psihologic vorbind, atunci când ești femeie, ești conectată la emoționalitatea ta și nu la mental? Nu vorbești din gânduri, din zona asta din mental? Vorbești pur și simplu, știi? Da. Interesant este, să nu fie o separare între cele două zone, ci mai degrabă o cooperare, o conexiune, un dans. Foarte frumos. Observ ce simt, îmi observ emoțiile, îmi observ spațiul meu interior și las asta să fie exprimat prin cuvinte, las mintea să traducă ceea ce simt. Ele sunt împreună. Iar ceea ce vorbesc, ceea ce spun, las apoi să rezoneze în interior, iar în spațiu interior. Și e ca un dans. E nevoie să fim întregi. De ce doar din minte sau de ce doar din emoții? De ce nu împreună? Da. Poți să acționezi din emoționalitate și să acționezi și din minte în același timp, dar să nu-ți dai seama, știi? Atunci când, iarăși, vorbesc din experiența mea, atunci când sunt conectată cu intuiția, suflet, emoționalitate și așa mai departe, fiecare îi spune cum vrea eu, la mine le bag așa în aceeași oală, să spun. Pur și simplu sunt. Și îmi dau voie să fiu. Înțelegi? Da. Inclusiv comunicarea este una în flux, așa, chiar și cu pauze, chiar și cu momente de gândire, chiar și cu oftat, știi? Atunci când intervine mintea, iarăși, din nou, vorbesc în limbajul meu, adică gândurile și așa mai departe, apar blocajele, conflictele. Și sunt separate. Și sunt separate și are sens ce spui, pentru că în momentul în care ne separăm de ceea ce simțim, e ca și cum nu mai punem apă la floare. Și vrem ca ea să crească. Well, o să supraviețuiască o vreme, dar nu o să crească. Să trăim doar de aici, din gânduri, poate să fie obositor. Epuizant. Da, uite, deja te-ai schimbat la față. Ai o comunicare foarte bună cu corpul. Da. Bun. Da, și asta e foarte important. Uite, chiar, e foarte important să avem această comunicare bună cu corpul, să ne acceptăm corpul. Să avem curaj să ne uităm în oglindă, la noi, fără să avem haine pe noi. Noi ca femei, mă refer. Acum. Știi, da. Îți accepți în totalitate. Mai ales când privim cu conștientizarea că suntem mai mult decât un corp. Avem o responsabilitate față de corp, să-l hrănim sănătos, să avem perioade de relaxare, să îi dăm odihnă, să-i dăm activitate, avem nevoie și de dinamism.
și totuși dincolo de corp cine sunt. Nu sunt doar un corp. Deși e o presiune din media care vine cu această convingere că sunt corpul meu, totuși sunt dincolo de corp. Da, dar în același timp și corpul este important și reflectă absolut ceea ce suntem. Da. Important pentru o stare de bine. E important să mă simt relaxată, liberă în corpul meu. E important să mă simt sănătoasă în corpul meu. Să pot să simt că susțin activitatea pe care o am de făcut. Am energie ca să susțin asta. Absolut. Bun. Cum gestionăm rolurile în viața noastră ca femei? Viața noastră este foarte aglomerată sau așa alegem să ne facem. Să fii femeie nu e, e simplu, e ușor, e frumos, e, dar este și greu în același timp și poate este greu mai mult sau nu pentru ceilalți. Și aici mă refer la un partener, la un copil. Întrebarea mea este cum gestionăm rolul de mamă, rolul de iubită și nu mai, deja m-am oprit la astea două și e suficient. Atunci când ai o relație, ești într-o relație de cuplu. Cum putem să jonglăm? Acum sunt mama, acum sunt iubită, acum cum reușim să împăcăm, să avem timp, să mai fim, da, și frumoase, să mai fim și să fim așa cum vrem și noi să fim, că până la urmă... Cum ziceam, e un dans foarte fin și cere practică. Da. Aș zice ani de practică să ne așezăm în acest dans, să fie cât mai fluid și armonios. Pentru că a fi femeie înseamnă a primi, așa cum spuneam. A fi mamă înseamnă a dărui. E o altă energie. În rolul de mamă sunt în altă energie decât sunt în rolul de femeie. Când intru, iar un copil are nevoie, cel puțin în primii ani de viață, are nevoie să primească de la noi 24 din 24. 25 din 24. Dacă se poate. Și e provocator, cel puțin în primii ani, să înveți să te decuplești, să zici, stop, acum mă duc 10 minute, e timpul meu, am grijă ca să-mi las copilul în siguranță cu cineva și apoi să mă duc și să fac o baie relaxantă în care să nu fiu responsabilă pentru nimeni și pentru nimic, ci doar să-mi dau voie să primesc. Ce? Relaxare. La fel, 5 minute în care... Dar ține de ce spuneai și tu mai devreme, de faptul de a fi învățat deja să ne respectăm acele granițe pe care e normal să le avem, e sănătos să le avem, e sănătos să cerem să fie respectate. Când granițele nu se respectă, apare conflictul, evident. Apare conflict fie exterior, fie conflict interior. Când renunți și renunți și renunți tot timpul. Să fii mama, așa cum ziceam, în rolul de mamă, suntem tot timpul acolo programate să dăm. Și copiii noștri cresc, așa cresc, ei sunt plantele care se hrănesc cu prezența noastră, cu atenția noastră, cu afecțiunea, cu iubirea noastră. Dar ca să putem să dăruim, e nevoie să primim, nu putem altfel. Și de asta ajung mamele în momente de epuizare, în care uneori cea mai simplă cale de a ieși din această stare de epuizare este să iasă cu totul, inclusiv din relație. Sunt foarte multe femei cu care am lucrat în această situație și care au ieșit din relație, au ales să divorțeze pur și simplu pentru că nu s-au simțit sprijinite. Iar alegerea a venit din
prefer să cresc un copil, nu pot să cresc doi, știi? Copilul meu și copilul soacrei mele. M-a auzit o vorbă zile trecute, nu mai știu din, mai țin minte exact din ce cultură vine. Pentru femei, copilul este cel mai important. Ajunge să fie cel mai important pentru cultura respectivă, nu știu exact acum care. Dar pentru bărbați, femeia este cea mai importantă. Știi, și gândindu-mă și văzând așa în jurul meu, și la noi se probează asta. Adică, sau ajunge momentul în care sunt cumva importanți amândoi, dar copilul e copil. Tu ești adult. Știi? Ne îndreptăm mult către copil și ajungem în zona aia de epuizare, uităm de noi și, de fapt, a fi mamă, înainte de a fi mamă, egal? Nu? Am fost femei. Am fost femei. Înainte de a fi mamă, am fost femei, da. Vai, atâta să fie titlul unei cărți de succes. Ca să rămânem în continuare, sau să ne putem reconecta cu această energie de femei, cu acest rol de femei, ca mame, este important să primim susținere în rolul de mamă. Când mă simt susținută ca mamă, iar copilul doarme liniștit, voi putea să mă întorc, pentru că am paharul plin, voi putea să mă întorc în rolul meu de femeie și să mă conectez cu bărbatul meu. Dacă nu primesc această susținere, în momentul în care copilul doarme liniștit, eu sunt deja epuizată pentru că am dat tot ce am avut și am nevoie să dorm. Am nevoie să fac o baie caldă. Am nevoie să stau pur și simplu ca să mă încarc. Nu mai pot ca femeie să mă întorc la a fi femeie, de fapt, și să dăruiesc în relație. De unde? Din ce? E ca o portocală stoarsă. Știind că a doua zi se trezește iar copilul din dotare și o luăm de la capăt. El iar e acolo să primească, iar este acolo să ceară. Iar eu iar sunt acolo în locul meu de mamă în care dăruiesc. Și ca să ajungem la acesta a fi, de a, să nu mai uităm de noi înșine, să fim femei, cum ar fi bine să înțelegem ce înseamnă a fi femeie, așa, poate cum am putea să descoperim, poate pentru mine înseamnă ceva, pentru tine ceva. Uite, poate să fie un exercițiu pentru telespectatoarele noastre. Știi că trebuie cumva să înțeleagă așa în detaliu ce înseamnă pentru fiecare sau ce întrebări am putea să ne punem ajutătoare ca să ne înțelegem. Un exercițiu pe care îl lucrez atunci când e vorba de identitate, de exemplu, este pe o foaie de hârtie. În centru scrii cuvântul femeie, îl încercuiești acolo, iar apoi îți dai voie să faci prima asociere liberă care vine. Și pe acea foaie pornește ca un ciorchine. Și scriu tragolinie din centru de la femeie, tragolinie, și scriu care e prima asociere pe care o fac. Și poate prima asociere, am și vorbit acum, este mamă. E altceva. Dar dacă m-am identificat la nivel de, la nivel de femeie, dacă m-am identificat cu a fi mamă, asta îmi arată că nu îl trec acolo pe foaie, dar îmi arată că nu mai las loc femeii. E ok, facem doar o hartă. Și apoi când sunt, care e următoarea asociere care îmi vine? Și poate îmi vine grijă sau și următoarea asociere și așa mai departe. Când s-a terminat, când nu mai îmi vine nicio asociere, mă întorc chiar la centru, la femeie. Ce altceva mai este asociat cu femeie? Și încep o altă ramură. Și poate este frumusețe. Poate este relaxare. Poate este a primi, așa cum spuneam. Când am terminat și ramura aceasta, mă întorc chiar la centru, femeie. Și mai ce altceva înseamnă să fiu femeie? Care este următoarea asociere care îmi vine? Și merg și îmi fac în felul acesta harta pe care, sau din care funcționez în acest moment.
Poate unele asocieri au nevoie să fie lăsate în urmă. Mulțumesc, am funcționat așa până acum, e momentul pentru altceva. Poate alte asocieri pot fi mai mult hrănite. Un alt mod prin care putem afla cum suntem sau explora cum suntem noi ca femei este dacă mergi și îți alegi acum un obiect, un obiect personal, un obiect care ți este drag și care înseamnă pentru tine sau este asociat pentru tine cu a fi femeie, cu feminin, cu feminitate. Un obiect care te ajută să te simți feminină, de obicei, deși nu te-ai gândit până acum că așa se întâmplă. Acum, când te gândești, poți să-ți dai seama că acel obiect are această încărcătură deja asociată. Și explorând acest obiect, ce înseamnă el pentru mine, ce simt în momentul acesta când mă uit la el. Și dacă facem asta de mai multe ori, ne întrebăm asta de 6-7 ori, putem afla care sunt straturile din care cumva ne-am construit în acest moment identitatea de femeie. Și încă o dată, identitatea nu este ceva fix. Ah, ce bine! Chiar voiam să te întreb. Dacă putem să alegem să renunțăm să... Absolut. La anumite lucruri. Identitatea nu este ceva fix. Este și e bine și sănătos să fie așa. Este în continuă transformare și se transformă în primul rând și cel mai ușor mod este atunci când devenim conștiente de multitudinea părților noastre, multitudinea rolurilor pe care le jucăm, le avem în viață și începem să le unim cumva într-o structură mai armonioasă decât a fost până acum. Mm-hmm. Pentru că, de fapt, pe ce se construiește o identitate stabilă, solidă, congruentă, este pe această armonie sau armonizare a părților noastre interioare, a rolurilor pe care le avem la nivel de identitate. Și care fac parte din identitatea noastră. Da. Știi ce m-a înfuriat pe mine foarte tare în trecut? O spun? Te rog. Când îmi spunea cineva, tu nu ești, nu știu, în rolul de... tu nu ești Oana aia de la muncă, zic așa. Tu nu ești Oana aia de acasă acum. Adică toate aceste roluri, cumva mi se transmitea că să nu mă identific cu rolul respectiv, știi? Când spui, cum tu nu ești, uite, tu nu ești psiholog, în rol de psiholog. Păi cum să nu? Sunt și psiholog, nu? Uite și acum am energia asta. Da, la mine se trezește furia în momentul în care în relație mi se spune, cum, dar tu ești psiholog, ar trebui să înțelegi. A, iar furia vine din faptul că în relație nu sunt psiholog, acolo sunt femeie. Psiholog sunt cu clienții cărora la final le trimit factură. E o diferență. Da, da, da. Uite, pentru că tot ai adus vorba despre relații, ne putem simți cel mai în contact cu noi înșine atunci când suntem în relația de cuplu? Când fiecare, evident, acum și bărbatul e în rolul. Și bărbatul e bărbat, că de fapt nu vorbim despre rolul de bărbat sau de femeie, ci despre a fi bărbat, a fi femeie. Absolut. Când relația este armonioasă, sănătoasă, când femeia, bărbatul se susțin unii pe ceilalți, când au învățat deja ce înseamnă, femeia primește energia, așa cum ziceam, și are abilitatea să o crească. Primește ceea ce aduce bărbatul acolo în relație și are abilitatea să o crească. În momentul în care a primit în interior că este iubire, că este afecțiune, că este admirație, ce dăruiește bărbatul respectiv, energia ei crește, câmpul ei devine magnetic. Când bărbatul știe să hrănească cu această energie, tot ce face el va crește. Va avea mai mult succes, îi va fi drumul mai clar, va avea mai puține provocări sau le va depăși mai ușor. Iar ca relația să crească, din această energie se va întoarce la femeie și va dărui iar. Femeia iar va lua și va interioriza ceea ce primește de la iubitul ei, de la bărbatul ei, va crește
câmpul ei devine magnetic, el se hrănește de acolo și direcționează către ce are nevoie să facă, către scopul lui. Este cam un dans, așa cum ai povestit. Femeia urmează bărbatul? Bărbatul ei? Nu știu ce să zic aici, pentru că dacă ne uităm, femininul conține viziunea. Uh-huh. Și dacă viziunea este, vine dintr-o energie feminină, n-aș zice că femeia urmează bărbatul. Uh-huh. Strict din punctul acesta de vedere. Dar atunci când funcționează ca o echipă, o femeie are viziunea. Dar el vine cu energia de acțiune și de a pune în practică această viziune. E... Masculinul servește femininul, din punctul acesta de vedere. Da. Și poate să fie așa, cum ai zis și tu. Ca un dans. E un drum împreună. Mm-hmm. Este o legendă. Amazoanelor, care erau femei luptătoare și trăiau fără bărbați. Și la un moment dat a existat acest război între amazoane și o altă populație de războinici, doar bărbați. Iar în momentul în care s-au întâlnit, în loc să se lupte, au hotărât de fapt să fie împreună. Dar nu s-au întors nici înapoi unde trăiau ele, nici unde trăiau ei, ci au plecat și au construit ceva împreună. Uite, asta este. Vezi, Betty, asta am spus mai devreme. Înainte de emisiune, Betty este producătorul meu. Da. Cumva legat de o situație personală, asta am spus și eu. Nici la tine, nici la mine, hai la, știi? E foarte important. E nevoie de un drum împreună, construit din cine suntem în acest moment. Dacă doar eu urmez calea ta, îmi voi pierde calea mea. Uh-huh. Dacă doar tu vii să urmezi calea mea, îți vei pierde calea ta. Nu? Da, și da, atunci un viitor devine posibil împreună în momentul în care putem să împletim căile noastre și din ele să ia naștere o cale nouă. Da, și să nu uităm de noi înșine, cum ai zis. Cât de important este să fii în continuare tu cu ale tale de femeie și tu cu ale tale de bărbat în relația pe care tu o construiești, o ai sau construită sau vrei să o construiești. Avem nevoie de timpul nostru cu alte femei, de exemplu. Chiar dacă suntem într-o relație, avem nevoie de timpul nostru cu noi singure. Și bărbații au nevoie de timpul lor să se ducă în pădure, să taie lemne, unde vor, da. Au nevoie să fie în energia lor de bărbați. Ca apoi să se întoarcă acasă. Acasă, da. Care ar fi cel mai greu rol așa de gestionat? Dacă ar fi să facem un clasament dintre toate cele... Nu știu, asta oricum depinde de viața fiecăruia. Exact. În funcție de istoria personală, cel mai greu rol de gestionat poate să fie, nu știu, cel de nevastă. Sau poate să fie cel de, nu știu, angajat, pentru că de fapt sunt mamă și tot ce-mi doresc este să stau acasă cu copiii mei și să fiu mamă. Dar trebuie să lucrez și atunci mă duc la servici. În funcție de experiența de viața fiecăruia, e o ierarhie diferită. Dar aș zice, dincolo de această ierarhie, cred că cel mai sensibil este acest mod de a dansa cu toate rolurile și de a le pune, de fapt, într-o funcționare armonioasă. Și ce metaforă îmi vine, sau ce comparație, nu e o metaforă, e o comparație, îmi vine în acest moment în corp, de exemplu, fiecare organ conduce activitatea întregului corp o anumită perioadă de timp. Nu e ca și cum celelalte organe nu mai funcționează, dar funcționează susținând pe rând organul care este în acel moment. Pentru ca totul să fie funcțional. Când se strică într-un loc, se strică în întreg sistemul.
La fel și noi, ca roluri pe care le trăim la nivel de identitate. Dacă nu mă simt împlinită ca femeie, se va simți asta, voi transmite asta și la servici. Uh-huh. Dacă nu mă simt împlinită în rolul meu de individ, ca profesionist, ca și contribuție pe care o aduc în această lume, am să mă duc acasă și am să cer partenerului să mă împlinească. Dă-mi tu ce nu pot să împlinesc trăindu-mi, de fapt, rolul meu aici, contribuția pe care o am de adus aici în lume. Așa este și ai foarte mare dreptate. Această împletire este, într-adevăr, poate cel mai important și poate și cel mai greu. Învățăm să împletim, așa cum ai spus tu, metaforic vorbind, aceste roluri și să ne creăm o viață armonioasă? Sau ar trebui să știm? De unde? Păi să știi că mai sunt femei care se și învinovățesc. Nu avem de unde să știm. Nu a existat o educație în sensul acesta și nu a existat pentru că nu a fost, pur și simplu. Suntem responsabile să ne educăm în acest moment, să învățăm, să ne păstrăm mintea curioasă, cum devine posibil și ce am nevoie ca să trăiesc în armonie, ce rol în momentul acesta, dacă le pun pe hârtie pe toate, ce rol este lăsat deoparte sau ce rol nu este hrănit, ce rol e hrănit prea mult, cum pot echilibra energia, atenția între aceste roluri. Odată am făcut un cerc așa mare, mare de tot și mi-am împărțit viața în multe alte triunghiuri. Și mi-am scris așa și pe fiecare carieră, relație, și mi-am dat seama când am văzut, wow, cât timp petrec eu la muncă, spre exemplu. Știi? Da, uite și asta ar putea să fie un subiect bun. Între cum gestionăm, știi, munca cu relația de cuplu. Și dacă am fi pe vocație, și asta ar fi un subiect, știi? De acolo vine și prosperitatea și mai ales când suntem femei și putem să... E un subiect interesant acesta, pentru că prosperitatea unei case, de exemplu, sau a unei relații este în câmpul femeii. Păi, wow! Uite, când... am făcut un teaser acum pentru următoarea emisiune. Îți mulțumim mult de tot, Ramona! A expirat timpul, să spun. Timpul zboară aici cu tine. Te pup și te îmbrățișez. Vă mulțumesc și vouă pentru atenție. Vă mulțumesc, Zonia, pentru vestimentație. Până mâine, Creatorul să ne țină în palmele sale cu multă blândețe. Mâine continuăm subiectul legat de a fi femeie și despre feminitate în societate cu trei invitate. Surpriză, acum stați alături de noi. Urmează Sport Arena la zi. La revedere! Pura Rom by Cornelia Decu Chamon v-a oferit emisiunea Dincolo de ceea ce știm.